Bună, Andreea! Ne revedem la o nouă ediție a știrilor săptămânii pentru a vedea ce mai este nou în asigurări în ultimele zile. Bună, Mihaela, și bine te-am regăsit. Am avut vești despre City Insurance. Mai exact, Autoritatea de Supraveghere Financiară ne-a anunțat că a fost informată de către Fondul de Garantare al Asiguraților, în calitate de administrator temporar la asigurător, că în conturile societății nu a fost efectuată plata aferentă a acțiunilor subscrise de către acționarul minoritar. Știm cu toții că aici vorbim de o valoare de 150 de milioane de euro sumă necesară companiei să restabilească indicatorul de solvabilitate minimă. Astfel că ASF va analiza în perioada următoare situația și va lua deciziile necesare. Într-adevăr, urmărim cu interes dezvoltările ulterioare în ceea ce privește situația de la City Insurance, atât noi cât întreaga piață asigurărilor. Trebuie să precizăm că, în acest moment, City Insurance are o cotă de piață de 20% din totalul subscrierilor din asigurări. De asemenea, în ceea ce privește segmentul RCA, vorbim de o cotă de piață de 45% și undeva în jur de 4 milioane de clienți care vor fi afectați de ceea ce se va întâmpla la City Insurance. Din păcate, în acest moment, situația nu pare foarte bună dar așteptăm deciziile ASF pentru a vedea care sunt pașii următori. Despre ce alte subiecte dorești să mai discutăm? Zilele acestea pe UNO ASIG am publicat și o hartă a asigurărilor, mai exact cum sunt împărțite subscrierile la nivel național pe fiecare județ în parte. Și am văzut o concentrare mare în zona București-Ilfov, bineînțeles, urmată la o distanță mai măricică de zona nord-vest și centru. Pe segmente, aș putea să spun că cele mai multe asigurări generale au fost subscrise în București, Cluj, Timiș, Prahova și Constanța, în timp ce cele mai multe asigurări de viață sunt subscrise tot în București, urmat de Cluj, Timiș, Sibiu și Prahova din ceea ce ne spui tu, vedem o apetență pentru asigurările de viață la locuitorii din județul Sibiu. Într-adevăr, dacă ne uităm pe această hartă, putem să vedem o suprapunere între județele în care subscrierile sunt mai ridicate și harta dezvoltării economice din România. Cele două segmente merg cumva mână în mână. Așa este. Ce alte subiecte ți-au mai atras atenția în această săptămână? În acest weekend se organizează conferința anuală a partenerilor Safety Broker în Eforie Nord, ocazie cu care compania va celebra cei 16 ani de activitate pe piața locală, alături de specialiștii din industria locală de asigurări. Practic, anul trecut a fost un an uh, pandemic și uh, Safety Broker nu a putut organiza aceste eveniment și de aceea anul acesta va fi o sărbătoare dublă, va celebra rezultatele din uh, ultimii doi ani. Am văzut și un uh, parteneriat interesant între Auto Broker, Grave România și Freewheel, care au lansat uh, un pachet de asigurări pentru trotinetele electrice. Astfel, în cazul uh, asigurării de răspundere civilă, uh, este oferită o limită de 15.000 de lei pe eveniment sau 45.000 de lei agregat. Într-adevăr, o asigurare foarte utilă, având în vedere că vedem din ce în ce mai des pe drumurile din marile orașe, dar nu numai, trotinetele folosite ca mijloc alternativ de transport. Acestea, folosirea acestui mijloc de transport vine și cu o serie de riscuri, atât pentru cel care folosește trotineta, dar și din punct de vedere a răspunderii față de terți, deci un produs foarte util. Ne amintim de asemenea că acum câțiva ani, cei de la OTO, tot în parteneriat cu Grave, au lansat o asigurare similară pentru biciclete. Deci vedem o dezvoltare pe linia de mijloace de transport alternative. Ceea ce este de ajutor pentru Bucureștiul nostru aglomerat. Exact, exact. Și care va fi și mai aglomerat, având în vedere că de luni încep școlile. Ce s-a mai întâmplat în această săptămână? Am primit și un studiu de la Marș săptămâna aceasta și am văzut că atacurile rău intenționate, adică malițioase, au reprezentat cam 80% dintre daunele cibernetice în Europa anul trecut fiind în creștere față de anul anterior, când avea o pondere de 70%. Totodată, vedem că și organizațiile din România sunt afectate în acest context de atacurile cibernetice, care sunt tot mai numeroase și mai sofisticate. Riscurile cibernetice sunt una dintre amenințările cele mai pregnante în acest moment. Mutarea activităților în online ca urmare a pandemiei a expus organizațiile la o serie de atacuri din partea grupurilor care doresc ori răscumpărări, ori pur și simplu să producă daune. Din informațiile pe care le-am văzut în ultima perioadă și în România au fost astfel de atacuri chiar și asupra bazelor de date ale spitalelor. Deci, într-adevăr, riscuri foarte serioase în ceea ce privește partea cibernetică. Revenind la emisiunile care au fost realizate în această săptămână de XPRIM, ce ne pot spune? Marți a început noul sezon de toamnă al emisiunii Ora de Risc by Xprim la RFI România, unde l-am avut ca invitat pe Florian Gaba, directorul general al Profiduciaria, care ne-a vorbit despre modificările privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări. În ceea ce privește emisiunea Zodia Asigurărilor, invitată este Cornelia Paraschiv de la Medical Check-in și a vorbit despre sănătate, asigurările suplimentare de sănătate și acoperirile acestora. Totodată, în emisiunea Antreprenor în Asigurări, a fost invitat Dragoș Călin, președintele directoratului Grave România, care a vorbit, bineînțeles, despre carieră, antreprenoriat, succes. Trei emisiuni foarte interesante pe care vă invităm să le urmăriți pe canalul de YouTube Xprim. Noi ne aflăm în ultima lună a campaniei Treaz la Volan și pentru că ne așteaptă ultimul weekend din această vacanță de vară, luni va începe un nou an școlar, ce le poți spune ca noutăți referitor la desfășurarea campaniei Treaz la Volan? Suntem în plină campanie Fi la Volan și recent a apărut și broșura acestei ediții, denumită Ghidul Obiceiurilor Bune în Trafic. Un material foarte util. De asemenea, în cadrul campaniei Fi la Volan se derulează pe pagina de Facebook și un sondaj în această perioadă în care încercăm să aflăm care este conduita șoferilor români în trafic. Campania va continua și după luna septembrie, pe tot parcursul anului, cu tot felul de materiale educative care au ca scop conștientizarea participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun. Vă așteptăm așadar alături de noi pe pagina de Facebook Treaz la Volan.